că mă vede gigani. Mama, n-am unde să fugă, frate, să Coleguțu, la mulți ani! La mulți ani, coleguțu! Bine ai venit, stai un an bun! Bine v-a regăsit, la mulți ani! Nu știi când te filmăm acolo în spate, nu? Unde ai văzut? În spate acolo. Că mi-am făcut frumos. Da, am văzut că ți-ai făcut. Haide, ia un loc aici. Avem și niște imagini. Ai fost în Canada? Am fost în Canada. Am vrut să merg cât mai departe posibil. Era și viza mai ușor de luat. Și te-ai dus în Canada? Cât ai zburat? Am fost în Canada, da. În total, cred că cu tot, dacă calculăm fusul orar, cred că sunt 15 ore odată. Și la cine te-ai dus tu, colegul în Canada? Am un cuplu de prieteni acolo care au fost îndeajuns de... A început să râdă deja. Da, care au fost foarte drăguți și m-au primit acolo la ei de sărbători. E prima oară în viața mea, în 18 ani, ăștia ai mei. Ai fost un fel de casă socială. Da, m-au luat sub mari palor. Da, ce să fac? Am văzut frumoase imaginile astea de acolo. M-am primat, uite la Niagara, vezi? Da, aici frate, e grandios, e imens. Dar stați sus peste drum, vis-a-vis este un Niagara hotel. Acolo? Da, e un hotel vis-a-vis acolo și vedeai de sus, de la etajul, nu știu, 37 era, vedeai cascada de sus. Și tu ai fost singurel? Singurel, da. Am fost cu ei cu mașina, am fost în plimbare. E grandios așa, de aproape și mai grandios. Vine apa din America, cum vin toate din America. America, vorba lui Neamțu. Asta e vorba lui Neamțu, tot timpul cu ea în gură, cu America. Și m-am plimbat un pic. Repet, e prima oară în viața mea când plec de sărbători, sărbători de iarnă le petrec în afara și țării. Și apa vine din Canada, se duce în America. Invers, vine din America și acolo eram în partea din Canada. Peste drum, e super fascinant, că am mâncat într-o seară acolo, era un restaurant fix peste drum de podul care duce către America. Granița e fix acolo. Uh-huh. E un pod, dintr-o parte în cealaltă, traversezi cascada și ajungi în America. E foarte tare. Și n-ai făcut pasul să te duci până acolo? Nu mai aveam viză. A expirat în 2018. Și n-ai prelungit? Și ai fost singur în Canada? Da, într-un cuplu de... Am zis? Păi da, am mai zis, am zis. Tu singur, adică... Mă gândeam că poate ai intrat și într-un nou an cu cineva la braț. Nu la braț, dar așa față în față și lângă cum stau cu tine, am fost la o masă cu niște prieteni. Cu niște prieteni români? Da, dar români, o comunitate de români acolo foarte frumoasă. Sunt foarte mulți în România. Foarte frumos. Mi-au scris niște oameni care cel mai mult mă urmăresc la tine aici și vă știu pe toți și m-au întrebat despre voi. Cum sunt, domne, oamenii în realitate? Eu sunt, am băgat și-o în ele. Sunt la fel de funny, mai frumos, mai deștept. Ciucă, am dat, am rupt. Când am zis de tine, mamă. Mersi. Tot numărul nu te-am pus. Mi s-a părut foarte tare că ne știau de la voi. Mi-au scris, nu i-am cunoscut, nu-i cunoșteam. Și am ieșit la masă împreună. Nu cred. Pe cuvânt de onoare. Și mai tare întâmplare, în aeroport, când am plecat, m-am și speriat, m-am panicat din spate. Am auzit, coleguțu, coleguțu. Și tot așa era un cuplu de români stabiliți acolo, care mergeau la mare, am înțeles, undeva în vacanță, care urmăresc, sunt fanii emisiunii și ne urmăresc aici de câte ori au ocazie. Sunt mulți oameni care au trimis și nouă mesaje din Canada, din America, din Israel, din străinătate, în general, oameni cărora e dor de casă și se uită la emisiune. Da. Așa că îi salutăm și noi pe toți românii plecați în străinătate și ne bucurăm că se uită la emisiune. Și eu pe și doamna Didi și pe soțul Dânstei. Scuze-mă, românii la masă acolo. Da, da, am ieșit la masă, foarte simpatic și foarte drăguț. Și ce făceau foarte sociabil. Doamna lucrează la bancă, el, uite, să-mi fie cu iertare, am uitat. Ea lucrează în domeniul bancar. Dar ce tare, și de mulți am plecat. Dar sunt de mulți, sunt cu rezidențiat, oamenii cu cetățenie luată, da, am înțeles că avem o comunitate destul, că e cam cea mai mare comunitate, dacă nu mă înșel, de Canada. În Canada, Escu TV. De la... O televiziune românească, așa se numește, Escu TV, și sunt foarte multe... emite pentru români. Da, pentru românii din Canada și nu numai. Și mai sunt, pe lângă asta, și foarte multe evenimente pentru români, că e o comunitate exact mare și unită. E mare, da. Dar ce spuneau românii care ai fost la masă? S-ar mai întoarce în țară? Nu, au zis că le-a fost foarte greu să desprindă atunci, ei au venit pe rând. Doamna, că poveștile de sunt foarte interesante. De seama, poveștile de viață sunt într-adevăr. Sunt oameni plecați de mult timp acolo, care s-au acomodat. Într-adevăr, am înțeles că nu le-a fost ușor. Nu le-a fost ușor pentru că în primul rând au venit separat. Prima oară a venit soțul, apoi a urmat soția după un an, care am înțeles că plângea în fiecare seară de dorul soțului. Sunt povești frumoase despre români și familii de români care au reușit și uite că ne fac onoare oriunde ar fi. Ai făcut fotografie îmbrăcat și în roz? Ți-a făcut cineva fotografie în camera de hotel în pijama? Și în pijama, dar nu știu cine mi-a făcut. Nu? Este și o poză într-un hanorac roz pe care l-am. Este nou hanorac de la Academie. Că acum că am trenat cu vacanța, ne-am întors și la sport și la sală și la serviciu și am un hanorac roz la de Academia la Beni, de la sală. Cu Benia, da? De bui? Da. Perfect. Aici ați făcut un grătar sau ce era?
știi cum e, cum te primezi românii? Cum te prind pe undeva? Hai un grătar. ca la noi acasă. Așa m-am simțit la plimbare. Am fost în Toronto, Toronto e superb. Am stat mai mult în Montreal. Uite, te-ai bucurat de zăpadă. E frig. Pentru sărbătorile de iarnă, crede-mă, ca peisaj, e magnific. Adică a nins și 24 și 25 a fost un peisaj de poveste. Uite poza asta, dacă am putea opri să vedem, nu știu, cine îți făcea poza asta? Era în pijamă. Nu, am pus eu, frate, am pus eu cu ceva, cu timer. Dar da, de sus, așa? Am pus cu self-timer, am pus, da. Ai avut fiecție cu tine. Mă, coleguțu, mă bucur mult de tot că ai venit, știi că începe Survivor săptămâna viitoare. Doamne ajută să ne uităm să-i susținem pe oameni. Ne uităm să-i susținem pe faimoși, pe război, ce o să vii să mai comentăm aici, să mai povestim. Facem, da. Părerile avizate, neavizate. Luni e prima ediție și o să vedem ce se întâmplă. Da, pe 9 ianuarie. Începe Survivor. Ai văzut cine face parte din garnizoana de faimoși? Cine? Nu știu la ce întrefer. Eu nu sunt, stai liniștit. Nu știu la ce... Pe ei, pe majoritatea, da, pe ei am văzut, da, am crezut că mă întreb de cineva. Nu, și de Iftimoaie ai văzut și... Da, că sportiv Iftimoaie, nu? Da. Și de cine? Vica... Da, Vica e fost sportiv. Jorge. Da. Jorge chiar o să fie forță, Jorge. Doc. Și eu cred. Doc e foarte tare. Mi-e place, eu sunt fan Doc și muzică și personajele urmăresc pe rețele de socializare. Mi se pare foarte smart. Sunt foarte curios cum se descurcă aici. Știu că e un băiat care face foarte mult sport. Doc merge la sală, rupe. Sunt curios cum se descurcă la probe. Gheboasa, sunt mulți. Carmen. Carmen Grebenișan, da. Foarte tare, eu cred că avem la ce să ne uităm. Sunt personaje așa, cu toții. Să înceapă Survivor, oameni buni, de luni, de la ora 9. De luni de pe 9, de la ora 9. De luni de pe 9 ianuarie, de la ora 20 și 30 de minute, o să vedeți Survivor, sezon nou. Coleguțu, îți mulțumesc mult de tot. Stai un an bun și să dea Dumnezeu să ne chem și la nunta noastră. Doamne ajută, la mulți ani, să aveți un an special, ca întotdeauna cu emisiunea pe buze, așa. Mulțumim. Perfect. Ele, coleguți, oameni buni, noi o să revenim după o scurtă pauză de publicitate. Până atunci puteți să-i trimiteți mesaje, fie că sunteți din Canada, fie că din România, pe Cristi Mitrea, pe Instagram. Noi ne întoarcem în câteva momente, rămâneți cu noi.